RCS FM, un radio de suflet pentru suflet. Duminică, 17 octombrie, în cadrul Sfintei Liturghii de la ora 18, în Catedrala Sfânta Fecioară Maria Regină din Iași, s-a deschis procesul sinodal al Sinodului Episcopilor, care se va desfășura între anii 2021 și 2023, despre sinodalitatea Bisericii, cu tema pentru o biserică sinodală, comuniune, participare și misiune. Sfântul Părinte Papa Francisc, așa cum bine știm, a deschis Sinodul Episcopilor duminică, 10 octombrie, printr-o Sfântă Liturghie celebrată în Bazilica Sfântul Petru din Vatican, și totodată Sfântul Părinte a dorit ca în toate eparhiile și diecezele din Biserica Catolică să se deschidă procesul sinodal în vederea celei de-a 16 adunări generale ordinare a Sinodului Episcopilor în duminica imediat următoare, și anume 17 octombrie. La celebrarea de aseară, prezidată de Preasfințitul Iosif Păuleț, au participat Preasfințitul Petru Gherghel, episcop emerit, părinții decani, părinții profesori, mai mulți preoți și credincioși. Ieri a fost și ziua de naștere a Preasfințitului Iosif și încă de la început, înainte de a intra în subiectul nostru dedicat sinodului, îmi doresc să-i urez la mulți ani invitatului nostru, Preasfințitul Iosif Păuleț, și multe, multe haruri, mulțumindu-vă pentru tot ceea ce faceți pentru dieceza de Iași. Mulțumesc frumos pentru urare și vă salut, la fel pe toți cei care ne urmăresc, sunt în legătură directă cu noi. Îi salut, lăudat să fie Iisus Hristos! În vecii vecilor, amin, și mulțumim pentru prezența în emisiune. Revenind așadar la momentul istoric, putem spune, de ieri, când s-a deschis procesul sinodal al Sinodului Episcopilor, vă întreb ce înseamnă faptul că următoarea adunare sinodală se concentrează asupra sinodalității. Cum să înțelegem faptul că va fi un sinod despre sinodalitate? La tema aceasta a sinodalității nu este chiar nouă. Eu știu la începutul slujirii mele episcopale, când am fost chemat, așa cum se obișnuiește, cei nou hirotoniți episcopi sunt chemați pentru la Roma, pentru o întâlnire și știu o formare a celor nou hirotoniți, și atunci a fost tema aceasta a sinodalității și va fi în continuare mereu dezbătută, pentru că prin acest termen de sinodalitate înțelegem implicarea fiecărui membru al bisericii în viața bisericii, în tot ceea ce înseamnă viața bisericii în general. Fiecare avem învățat de la celălalt. Nu mergem înainte individual, ci împreună, cum spunea Sfântul Părinte Papa când ne-a vizitat, cuvinte asupra cărora mereu revenim, să mergem împreună. Și așa vrea biserica, să mergem împreună. Fiecare avem învățat de la celălalt. Fiecare să se facă auzit în biserică. Și acest lucru vrea Sfântul Părinte și prin termenul sinodalitate, tocmai acest lucru trebuie să-l înțelegem. Împreună mergem și vrem să activăm în Biserica lui Hristos. Pe lângă termenul sinodalitate, Papa Francisc ne mai încredințează trei cuvinte din tema acestui sinod, și anume comuniune, participare și misiune. Da, chiar aceasta este tema care se dezbate pe larg în perioada aceasta de pregătire și apoi a sinodului propriu-zis al episcopilor pentru o biserică sinodală, comuniune și participare și misiune. Sfântul Părinte Papa, când a vorbit pe 9 octombrie în aula 9 a sinodului, sâmbătă 9 octombrie, în cuvântul său se referea la aceste trei cuvinte, cuvinte cheie ale sinodului: comuniune, participare și misiune. Și spunea Sfântul Părinte, comuniunea și misiune sunt expresii teologice care desemnează misterul bisericii și pe care ne face bine să-l comemorăm. Și amintește de Conciliul Vatican al II-lea, care a clarificat că această comuniune exprimă însăși natura bisericii. Și în același timp a afirmat că biserica a primit misiunea de a vesti și de a instaura în toate neamurile împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Și constituie pe pământ germenul și începutul acestei împărății pe pământ. Citează din Lumen Gentium capitolul 5. Și de asemenea
participarea. Toți suntem chemați, cum spuneam anterior, să participăm la viața bisericii, nu să stăm ca niște spectatori, să intrăm în misiune. Misiunea noastră este să-L facem cunoscut și iubit pe Hristos, să trăim Evanghelia, nu doar să stăm așa de la distanță și să admirăm, să ne dăm, știu, cu o părere în comentarii, nu, să ne implicăm efectiv și să ducem o viață de comuniune, comuniune cu Dumnezeu și comuniune cu semenii noștri. Știm că luna septembrie, Secretariatul General al Sinodului a dat publicității documentul pregătitor și ghidul cu privire la parcursul sinodal dedicat sinodalității. Practic, ce cuprinde acest text pregătitor? Ne-am primit din partea președintelui Conferinței Episcopale Române, înaltul Sfințitul Aurel Percă și Mitropolit de București, câteva indicații, chiar când am făcut ședința ordinară a Conferinței Episcopilor în toamnă, s-a vorbit despre acest sinod, tema principală a fost despre sinod și președintele acestei conferințe episcopale, spuneam, în alta Sfințitul Aurel, ne-a trimis în fiecare dieceză câteva gânduri, informații, cum trebuie să decurgă această pregătire pentru sinod. Fiecare dieceză să aibă un referent, care un preot, noi l-am ales deja, este Părintele Roca Felix, cel care aseară a și ținut cuvântul de învățătură la Sfânta Liturghie Solemnă de deschidere a lucrărilor acestui sinod. Și acest referent, Părintele Roca, în cazul nostru, să adune toate informațiile din dieceză, să le sintetizeze și să le trimită la București, pentru ca în sesiunea din primăvară, în luna, chiar am stabilit data 7-9 aprilie, când va fi sesiunea de primăvară a Conferinței Episcopale Române, aceste toate comunicări să fie adunate, sintetizate, aprobate de Conferința Episcopală Română și apoi trimise la Roma. Deci va fi o muncă intensă, într-adevăr, dar trebuie să ne implicăm toți. Cum vrea Sfântul Părinte, să fie ascultați toți și să mergem înainte împreună. Chiar dacă procesul sinodal urmează un itinerar de 3 ani, acest itinerar este bine împărțit în cele 3 faze marcate de ascultare, discernământ și consultare, așa cum ați amintit și dumneavoastră. Cum vor fi organizate aceste 3 faze, practic? Da, într-adevăr, sunt 3 faze. Este o lucrare vastă, acest sinod al episcopilor. Va fi o lucrare vastă împărțită pe aceste 3 faze. Prima fază este faza aceasta diecezană, în care sunt ascultați toți la toate nivelurile, pornind de la bază, credincioșii, comunitățile, oamenii, chiar cei săraci, cei cu probleme, bolnavi, marginalizații, toți vrea Sfântul Părinte Papa să fie ascultați și se pune un accent deosebit de mare pe ascultare. Ascultăm și împărtășim reciproc experiențele vieții și vrem ca Sfântul Părinte vrea ca acest sinod al episcopilor să fie cu adevărat eficient pentru întreaga biserică după ce s-au ascultat toți. Adică omul creștinul, chiar creștinul obișnuit să simtă că este băgat în seamă, cu alte cuvinte, că biserica se interesează de problemele lui, problemele concrete prin care trece. Aceasta este faza diecezană. Sunt întrebări. Preasfințitul Aurel ne cere să fie cam aceleași întrebări în toate diecezile și în toate eparhiile greco-catolice, pentru că e mai ușoară centralizarea lor. După această fază diecezană, care va dura până în aprilie anul următor, când va fi și faza de, adică conferința episcopilor de primăvară, aceste toate întrebări se adună, cum am spus, și vor fi aprobate, sintetizate, aprobate de conferință și trimise la Roma. Este faza diecezană. Urmează apoi faza continentală. Și lucrul acesta, faza aceasta va dura și ea din luna septembrie până în martie 2023,
Și urmează apoi faza finală, apogeul, întâlnirea episcopilor cu Papa la Vatican, la Roma, în octombrie 2023. Deci vedem aceste faze. Este o, într-adevăr o muncă foarte vastă în care întreaga biserică este implicată, așa cum vrea Sfântul Părinte Papa. Faze așadar la care suntem invitați fiecare dintre noi să participăm, în mod deosebit la faza diecezană, noi să spunem credincioșii obișnuiți. Cum vedeți drumul sinodal în dieceza de Iași, întrucât vedem cât este de importantă și faza diecezană pentru acest drum sinodal? Noi avem o experiență de la sinodul diecezan care s-a desfășurat și chiar atunci ne-am zbătut mult preasfințitul Petru Gherghel împreună cu preasfințitul Aurel, care era auxiliar atunci, au muncit intens și ne-a provocat pe toți pentru desfășurarea acestui sinod doar diecezan, și știm ce înseamnă un sinod, desfășurarea lui. Acum la plan mondial vă dați seama, problemele sunt și mai complexe. Noi în dieceza de Iași, cu experiența pe care o avem de la sinodul diecezan, încercăm să împlinim dorința Sfântului Părinte Papa pornind de la bază, cu ascultarea celor, și aici implicăm pe părinții parui, părinții decani. Acum urmează întâlnirile decanale în dieceza noastră, în care părinții decani vor informa mai mult și mai bine pe preoți ce anume au de făcut, întrebările care le vor primi pentru a le ușura munca și a putea culege, ascultând pe credincioși, pornind de la bază, așa cum am spus, și vom aduna aceste păreri, aceste opinii ale credincioșilor, frământările lor toate. Va fi o muncă foarte grea, deloc ușoară, dar considerăm noi este foarte utilă, așa cum vrea Sfântul Părinte, ca toți să fie ascultați. După aceea vom avea curând, după ședințele decanale, care vor fi deja de săptămâna viitoare, noi le-am stabilit pe parcursul unei săptămâni, fiecare decan să-i adune pe preoți, după aceea va fi Consiliul Pastoral al Diecezei și în final Consiliul Presbiteral aici la, în dieceza noastră, fie la Iași, fie la Traian, găsim noi locația pentru a dezbate aceste probleme și a trece efectiv la lucru, pentru a culege toate datele și a fi la timp cu toate pregătite prin referentul nostru, Părintele Roca Felix, în vederea centralizării tuturor datelor. Atât Sfântul Părinte Papa Francisc în reflecția de care amintați și dumneavoastră de la cea deschidere din 9 octombrie, cât și vademecumul pentru sinod se exprimă astfel și am extras câteva fraze. Procesul sinodal este în primul rând un proces spiritual, nu este un exercițiu mecanic de colectare a datelor sau o serie de întâlniri și dezbateri. Și v-aș întreba, care credeți că trebuie să fie atitudinea personală pentru a trăi pe deplin experiența sinodală? Este adevărat, sunt importante toate aceste date pentru că ele vor duce apoi la desfășurarea următoarelor faze, dar întâi de toate să fie un proces sinodal. Da, este importantă implicarea personală, fiecare să fie conștient că eu fac parte din biserică și vrem să-i conștientizăm pe credincioși de acest lucru și să se implice, să-și spună problemele lor, să se deschidă. Și contează foarte mult și de episcop, dar și de decan, de preoți, cum îi abordăm pe credincioși pentru ca ei, într-adevăr, să-și spună bucuriile și necazurile lor. Toate adunate, într-o formă cât mai bine pusă la punct, adunate pentru a ajunge la Sfântul Părinte, la cei care fac parte din secretariatul general al sinodului și centralizând toate datele să se ajungă la documentul final, unde se va încheia sau se va celebra propriu-zis sinodul în octombrie 2023.
Cale lungă însă până atunci. Dacă mai sunt și alte lucruri legate de sinod sau poate completări sau, de ce nu, încurajări în ceea ce îi privește pe de o parte pe laici, ați amintit deja de preoții de cani și părinții paroh, mă gândesc și la viața consacrată, pentru că și ei sunt parte integrantă a acestui drum sinodal. Da, eu vreau să-i încurajez pe toți, și pe preoți, părinții decani, părinții paroi, părinții vicari, dar și toate congregațiile, ordinele religioase, prin superiorii lor, să se implice, pentru că este necesar. Și Sfântul Părinte nu degeaba ne vrea ca să fie toți ascultați, iar noi să-l ajutăm pe Sfântul Părinte pentru reușita acestui sinod al episcopilor. Este într-adevăr o muncă intensă, o muncă grea, dar nu trebuie să ne descurajăm în fața greutăților, pentru că este spre binele nostru, al tuturor, și al episcopilor, și al preoților, și al credincioșilor, ca să avem o biserică care să meargă în pas cu omenirea, păstrând valorile evanghelice, dar știu, folosindu-ne de toate mijloacele moderne și problemele cu care se confruntă lumea astăzi, provocările pe care le avem astăzi, biserica vrea să răspundă la toate și să fie de folos omului în drumul său spre mântuire. Ați dorit ca la finalul Sfintei Liturghii solemne de aseară să încheiați chiar cu acea rugăciune pentru sinod și cu acea rugăciune propusă de Papa Francisc, și în acest sens aș dori să vă întreb cât e de importantă implicarea noastră și cu rugăciunea. Poate nu vom fi fiecare dintre noi ascultați sau cooptați în mod deosebit, dar ca parte a acestui drum sinodal, cred, mai mult ca oricând, trebuie să ne rugăm și pentru asta. De ce nu? Da, este importantă rugăciunea tuturor. Și rugăciunea este îndreptată, dacă a sesizat aseară, îndreptată spre Duhul Sfânt, pentru că, de fapt, biserica, care are drept cap invizibil pe Hristos, el conduce biserica prin Duhul Sfânt, darul minunat pe care ne l-a făcut și a promis, l-a trimis și lucrează mereu în biserică, Duhul Sfânt. Toată viața bisericii se desfășoară tocmai sub acțiunea, sub auspiciile Duhului Sfânt. El face ca biserica să fie vie, el face ca un sinod să fie eficient, de aceea în rugăciunea pe care Papa ne-o sugerează sau cei din Secretariatul General al Sinodului ne-a trimis-o și am recitat-o aseară și în particular Părintele Felix și apoi cu toții la sfârșitul Sfintei Liturghii, să-L invocăm pe Duhul Sfânt ca să ne lumineze, să ne întărească, să ne ajute ca într-adevăr munca noastră să fie eficientă pentru binele poporului lui Dumnezeu, pentru mântuirea veșnică în fond a tuturor. Să însoțim așadar drumul sinodal și cu rugăciunea noastră, să ne simțim parte din acest drum sinodal, pentru că nu este ceva ce se desfășoară la Roma sau la Vatican, este ceva ce ne privește pe fiecare dintre noi, pe noi toți. Noi vă dorim mult succes și mult har de la Domnul în acest drum deschis în mod oficial, să spunem așa, la nivel diecezan aseară, și de ce nu rămânem conectați la diferitele faze care se desfășoară în bunul mers al sinodului. Mulțumim și mult har de la Domnul. Cu multă plăcere, să ne ajute Dumnezeu să fie spre binele bisericii și spre slava Lui. Așa să dea bunul Dumnezeu. Îi mulțumim preasfințitului Iosif Oleț pentru prezența în emisiune și noi vă propunem un fragment muzical, după care revenim cu emisiunea noastră.